Am găsit, dragi prieteni ai revistei Psihologii. Suntem din nou la emisiunea În căutarea stării de bine și astăzi vom vorbi despre un subiect atât de universal și atât de plăcut de toată lumea. Este ceva cu care practic ne naștem, ne dezvoltăm acolo în pântecul mamei noastre și ne însoțește de-a lungul vieții în toate momentele noastre, de la tristețe, bucurie, marchează momente importante din viața noastră. Vom vorbi despre muzică și am alături de mine trei oameni speciali pe care i-am cunoscut în diferite momente ale vieții mele și datorită muzicii pe care ei o cântă, am trăit diferite stări minunate. Îi am pe Nicu Dumitru, pe Alexandru Anton și pe Cătălin Milea. Bine ați venit! Și pentru început vreau să vă întreb pe fiecare: cum ați ajuns să cântați? Cum a început povestea asta voastră cu muzica? Și îl rog pe Nicu întâi să ne povestească. E o poveste foarte simpatică. La un moment dat mi s-a luat un pian, printre altele acest pian care este roșu, da? Uite, ca să probez, are și clapele. Elton John are pian roșu și eu am pian roșu, deci eu și cu Elton John. Așa, deci a apărut în viața mea acest pian, eram genul de copil care nu vroia să studieze, care la 13 ani a abandonat școala de muzică. După aia, la 14 ani, am intrat la Liceul Industrial George Coșbuc, asta fiind în 83, așa, pe care l-am absolvit în 87, am făcut un an și 4 luni de armată, moment care consider că a fost fundamental în viața mea. Și când am terminat armata, eu am spus, nu știu cum, nu știu sub ce formă, dar eu voi fi pianist, eu voi fi muzician, nu știu cum. Era 1989, regimul vechi, în care toate mergeau cum mergeau. Bref, după 89, m-am dus la Moscova, am dat o audiție la Colegiul Gnesin și mi s-a spus, tinere, ești nebun. Dacă tu vrei să-ți nenorocești viața, noi te admitem că nu putem să ne împotrivim unui nebun, dar mai bine du-te și fă altceva. Eu am zis, nu mulțumesc. Mi-am terminat studiile la Moscova în decembrie 2001 și de atunci m-am întors în țară și acum fac muzică, cânt, predau, trăiesc muzica, mă bucur alături de voi, adică lucruri minunate. Și înainte să începi cursurile de pian, ce școala în sine, ce gen muzical te inspirat? Ce, totuși, ce te-a făcut să te conectezi la pian? A, clasic, muzica clasică. Am iubit-o la nebunie de când eram mic. Regret profund că copiii mei nu o iubesc așa cum am iubit-o eu. Am avut o colecție de 200-300 de viniluri pe care erau deja șanțuri pentru că ascultam la nesfârșit aceleași și aceleași și aceleași plăci cu sinfonii de Ceaicovski, etc., etc., etc. Am avut în copilărie am avut o aversiune profundă față de jazz. Adică în momentul în care la sora mea suna în casă, în cameră jazz, Dixieland-uri și așa mai departe, eu plecam ca din pușcă, nu știu de ce. După care m-am îndrăgostit la nebunie de Dave Brubeck, de Oscar Peterson, de Keith Jarrett, bănuiesc că vă dați seama și de ce. Pianiști colosali în ale jazzului și deci asta a fost ceea ce a sunat și continuă să sune în sufletul meu și ceea ce îmi place foarte mult să dăruiesc, sub o formă sau alta. Mulțumesc frumos, Nicu, și eu mi-aduc aminte din copilărie că ascultam muzica simfonică, nu îmi plăcea în mod special, însă am avut o mătușă care la un moment dat avea răbdare cu mine, avea undeva la 6-7 ani și ea asculta atunci
clasicele din Mozart, din Vivaldi, și îmi spunea să mă gândesc la Tom și Jerry, cum pe diferitele note aleargă sau stau, sau, și mi-a creat diferite povești în jurul muzicii simfonice, normal, pe limbajul vârstei de atunci, și din acel moment am început să prind gustul muzicii simfonice. Alexandru, te invit să ne povestești despre experiența ta cu muzica și cum ai ajuns tu să fii în acest domeniu. Bună, Simona, bună tuturor și colegilor de aici, Nicu și Cătălin. Ascultând povestea lui Nicu, mi-am dat seama că atunci când tu, Nicule, intrai la Colegiul Industrial, aveam eu primul contact cu muzica din burta mamei, adică orice copil până se naște are parte de un training de vreo 9 luni de percuție, ritmul cardiac, alte efecte sonore, poate vreo mișcare în abdomen sau un strănut sau vocea mamei, tot ce ține de dimensiunea asta acustică a mamei, copilul o trăiește din plin și foarte intens în mediul acela lichid. Mai târziu, contactul meu cu muzica a fost la țară, când mergeam la hor, la Sfântul Ilie, și veneau acolo pe o mică câmpie verde oameni din tot satul și lăutari acolo cântau la acordeon, la vioară, după aia când am crescut au apărut orga și așa mai departe. Și cred că asta m-a marcat cel mai puternic și mai mult, pentru că mi s-a spus că eu stăteam acolo lângă lăutar, nu neapărat cu pretenție că învăț muzică sau, dar cumva furam ce nu se poate învăța, cam așa îmi explic acum, stând acolo lângă ei și interacționând cu ei. Eram mic, glumeau, mai făceau o glumă, mai stăteam acolo, îmi plăcea. Și mai târziu, cum am început eu, efectiv, să mă manifest în universul ăsta muzical, am ajuns să cunosc toba șamanică în contextul acesta de cântare tradițională, vindecătoare, cu ritmuri anume, sau când 10-20 de oameni cântă la tobe și se sincronizează prin rit și prin cântec. Așa am ajuns să experimentez muzica cel mai puternic și de acolo am rămas atras de varianta asta, simplă, naturală, aș zice, instinctivă, intuitivă de manifestare prin sunet, cântec sau muzică, dacă vrei să-i spui muzică. Și cam asta e povestea pe scurt. Alex, știu că tu ai terminat psihologia și aș vrea să te întreb cum se combină cele două, psihologia cu muzica, și dacă în practica ta reușești să le aduci pe amândouă în fața oamenilor. Da, eu mulțumesc de întrebare. Eu am studiat psihologia pentru că am văzut un anunț că la psihologie aflăm ce se află în spatele comportamentului și deciziilor oamenilor și așa mai departe, și m-a atrăgut foarte mult de asta. Dar, per total, a fost foarte teoretic abordarea asta psihologică formală. În schimb, ce m-a ajutat foarte mult interacțiunea cu
cu colegii, cu seminariștii, cu profesorii și eram încurajat să avem, avem experiențe directe cu oamenii, nu să stăm cu nasul în carte, numai învățăm etapele dezvoltării cognitive și așa mai departe, să mergem să, printre oameni și să interacționăm cu ei, să ne angajăm ca barman și să acolo să vedem emoții și percepții și senzații. Și cred că asta mi-a lipsit în timpul facultății, fiind mai timid. Și atunci, partea experiențială, am întâlnit-o prin muzica asta de vindecare, când simțeam mult mai ușor. Și cum o îmbin acum psihologia cu muzica? Psihologia e foarte utilă ca să relaționez cu oamenii, și pentru că toate experiențele noastre sunt similare până la un anumit punct. Și fiind așa cât de cât harta asta a trăirilor umane, pot să vorbesc, pot să povestesc, dar după aia, de la un punct încolo, cred că muzica poate să facă ceva mult mai mult și mult mai direct decât înțelegerea asta intelectuală sau academică. Mulțumesc mult, Alex. Acum aș vrea să aflu și despre Cătălin și care a fost experiența lui cu muzica de-a lungul vieții și cum a ajuns într-un final să fie un profesionist în domeniul jazzului. Mulțumesc, Simona, și îi salut pe Nicu și pe Alexandru. Și când am auzit pe Alex vorbind despre perioada în care asculta muzică sub o formă sau alta în burta mamei, încercam să-mi aduc aminte dacă în vreo viață anterioară am avut vreo conectare cu muzica. La mine tot așa a fost o poveste destul de ciudată, magică, dacă pot să zic așa, pentru că de când eram copil îmi plăcea să pun benzile tatălui meu, să le ascult la magnetofon, și când nu erau părinții acasă, făceam un fel de show așa în casă, dansam, îl imitam pe Ray Charles, dirijam orchestre, era o joacă din asta de copil și cred că în momentele alea cumva am conectat cu simțul ăsta foarte energic pe care îl transmite muzica și probabil cu bucuria pe care o auzeam ascultând muzică și cu sentimentele pe care le conține muzica și pe care, să zicem, că nu le conține limbajul. Și după aia am avut un moment foarte important în liceu. Asta, de asta ziceam că e puțin ciudat, pentru că la mine conectarea cu muzica și decizia de a face muzică a venit foarte târziu. Adică foarte târziu pentru cineva care vrea să facă o carieră din asta, așa cum mulți îmi spuneau. Și prin liceu aveam un foarte bun prieten, cu care eram și coleg de bancă, pentru că eram doar doi băieți într-o clasă de 30 de fete. Și normal trebuia să solidarizăm cumva. Și el era un tip, eu un tip foarte inteligent și făceam schimb de casete. Și într-o zi mi-a făcut de ziua mea cadou o ocarină pe care o adusese din Argentina. Mă dusese din Argentina pentru că mama lui locuia acolo. Acum, eu m-am simțit un pic încurcat cu acest cadou pentru că nu știam nici să cânt la ea și încercam să cânt la ea, dar nu scoteam chiar cele mai bune sunete. Și cumva, din dorința de a fi pe plac lui pentru că mi-a făcut un cadou și e frumos măcar să încerc să învăț să cânt la ea, am început să cânt la ea și m-a atras chestia asta atât de tare încât eram tot timpul cu ocarina agățată de gât
și eram în liceu și eu suflam la ocarină. Chestia asta a ajuns să se întâmple chiar și în orele de studiu în care stăteam și mai suflam un pic la ocarină până mă dădeau profesorii afară din clasă. S-a întâmplat asta de câteva ori. După care, tot făcând schimb de casete cu amicul meu, într-o zi mi-a pus un album cu Duke Ellington și John Coltrane și în momentul ăla s-a întâmplat o chestie foarte inexplicabilă. Am simțit că asta trebuie să fac. Deci în momentul ăla am primit așa mesajul în tot corpul și în sufletul meu că asta vreau să fac, vreau să fac muzică și să cânt la saxofon. Și atunci a început o călătorie foarte anevoioasă, pentru că atunci, pe vremea aia, pe 94-96, nu prea erau profesori de saxofon și l-am cunoscut pe Garbis Dedeian. Am intrat la conservator cu foarte mare greu, pentru că practic am luat totul de la zero imediat după liceu, am luat-o cu muzica și așa am ajuns să fac ce fac astăzi. Mă bucur de experiențe foarte, foarte frumoase alături de muzică. Bineînțeles, au fost și perioade de frustrări, perioade în care să zicem că încerci să faci ceva ca instrumentist și nu reușești tot timpul. Dar în timp am reușit să percep foarte mult latura constructivă a muzicii și latura ei magică și astăzi pot să zic că îmi dau seama și mă bucur de muzică foarte, foarte mult și încerc să-i fac și pe oamenii care mă ascultă să se bucure de muzica pe care o fac sau o facem. Mulțumesc frumos, Cătălin. Este clar că, cel puțin atunci când eu v-am ascultat pe fiecare dintre voi, se simte foarte multă pasiune și reușiți să ne transmiteți nouă, celor care suntem în sală, așa un curcubeu de emoții, de stări de care... Eu personal, uneori m-am simțit așa că zbor în alte timpuri, în alte vremuri și visez. Și mă întreb, voi unde sunteți în momentul în care cântați? Cum vă conectați voi la sală? Ce simțiți voi în voi în momentul în care transmiteți? Pentru că clar ne dăruiți foarte mult când cântați acolo pentru noi. Și mi-a plăcut să am făcut așa la fiecare în parte. În momentul de față, cred că am învățat până acum foarte multe lucruri și unul dintre ele ca muzician și cred că unul din cele mai importante, dacă nu cel mai important, este să știi să asculți. Și în momentul în care mi-am dat seama că nivelul meu ca muzician depinde foarte mult de cât de bun ascultător sunt, mai ales într-o muzică improvizată, cum este jazzul, în care se creează foarte multe momente în muzica respectivă prin faptul că toți ceilalți improvizează alături de tine și trebuie să-ți formezi așa ca un fel de percepție multidimensională și să ai și puterea de a reacționa în timp real la tot ce se întâmplă în jurul lui. Deci, e o muzică a prezenței, o muzică a unei prezențe foarte mari, mai ales că improvizezi, cumva compui instantaneu. Și în sensul ăsta, o provocare foarte mare pentru mine, apropo și de impactul sau latura psihologică a muzicii, este faptul că dacă nu reușesc să fiu complet ancorată în prezent și să fiu super, super sharp cu tot ce se întâmplă în jurul meu, atunci sunt lucruri care îmi scapă. Și mi-am dat seama de chestia asta și m-am observat. M-am observat foarte atent și mi-am dat seama că atunci când îmi scapă aceste detalii, muzica o iau așa ușor, ca, să zicem, dacă te uiți la o apă lină și cade, să zicem, o frunză. Se întâmplă ceva în muzica momentului respectiv. Și
mi-am dat seama că și dacă sunt conectat foarte puternic cu momentul în care cânt, bucuria și senzația de plenitudine și de dăruire și de e magică. Este, e ca și cum ai fi foarte, foarte onest tu cu tine însuți în cel mai perfect moment posibil, dacă pot să mă exprim așa. În contrast cu chestia asta, am avut mulți ani înainte problema în care gândurile mele nu erau focusate în momentul respectiv, în prezent. Și de multe ori, să zicem că apăreau tot felul de momente în care eram detașat de muzică și reușeam totuși să-mi dau seama că nu sunt în momentul respectiv prezent și mă readuceam în prezent. Dar cred că e ceva de ce ține foarte mult și de, și de background-ul tău psihologic, de felul în care ai început să faci muzică, în ce condiții ai început să faci muzică, cum te conectezi atunci când faci muzică și la ce te conectezi. Și mă opresc aici ca să nu intru prea departe în discuție. Deci dacă am înțeles bine, în acele momente când simți și tu acea bucurie profundă, este nevoie să te ancorezi în prezent. Și dacă și noi, cei care ascultăm, închidem zunzetul din propria minte și lăsăm deoparte toate grijile, e ca și când se umple spațiu cu, nu știu dacă neapărat vântul este energie, dar o văd așa ca pe o apă care vine și ne cuprinde pe toți și ne bucurăm de ea, ne scăldăm cu toții în ea și se creează acea magie împreună, aici și acum. Alex, pentru tine cum este experiența aceasta în momentul în care cânți și ești în fața oamenilor? Mi-au venit foarte multe gânduri în timp ce îl ascultam pe Cătălin, în timp ce te ascultam pe Cătăline. Mă întorc un pic la psihologie și la începutul exprimării prin cântec. Eu eram oarecum deconectat de emoțiile mele înainte să încep să cânt. Și pur și simplu, uneori era nevoie să mă gândesc ca să răspund la întrebarea cum te simți. Făceam așa un mic calcul, azi m-am întâlnit cu Simona, Cătălin, Nicu, am vorbit, am povestit, mă simt bine. Și după aia am ajuns să vorbesc eu cu voce tare ce simt. Asta a fost primul pas și auzindu-mi timbrul vocii, pentru că în mintea mea eu ziceam, da, este o situație foarte nu știu cum și foarte nu știu ce, dar când îmi auzeam vocea în timp ce spuneam ce credeam, uneori observam în vocea mea altceva decât ce credeam. Observam o relaxare, poate chiar un spirit ăsta poznaș uneori sau vreo tristețe ascunsă. Și așa mi-am dat eu seama de potențialul ăsta ascuns, că este foarte la vedere și de-aia este cumva foarte ascuns. Atunci când un om se exprimă, atunci când un om se exprimă, are de parcurs un interval între ce simte în momentul ăla cu adevărat, ce e în momentul ăla adevărat pentru mine, nu? Și ceilalți care ascultă. Și
În prima fază, pentru mine era provocare și să mă conectez la mine. Da, păi să mă conectez la ceilalți. Și cu practică și cu exercițiu și cu mult chin care a venit în confruntarea cu emoțiile, pentru că dacă aș fi știut cât lucru cu emoțiile este în muzică și în muzică, în cântec, în orice are de-a face cu sunetul, poate nu m-aș fi apucat. Eu m-am apucat pentru că mă atrăgeau anumite sunete sau stările în care ajungeam prin sunete. Și acum ce pot să zic? Pentru mine important este să fiu eu conectat la mine în felul de sunete pe care le produc. Să-mi simt corpul foarte bine, să fiu aici, pe pământ, să fiu eu bine rădăcinat. Și după aia am observat că nici nu e așa de important vocea mea să fie frumoasă sau într-un anumit fel sau aibă anumite calități, atâta timp cât eu chiar cânt cu drag pentru omul din fața mea și prin orice cânt acolo îi doresc să fie bine, să se relaxeze, să mai uite din griji, să își regăsească încrederea. Și atunci îmi place muzică, pentru că devine totul foarte, foarte intens și conexiunile dintre oameni devin foarte puternice. Chiar și între cei care ascultă și cel care cântă, dacă cei care ascultă își dau voie să simtă cu adevărat ce vine către ei, că pot să stea oamenii în analize și să zică, da, am mai văzut ceva acum un an, nu știu unde, dar și între oamenii care cântă se produc niște schimburi și niște, o comunicare extraordinară. Da, cred că am răspuns întrebările. Acum, pentru că ai vorbit despre cântat, am avut acest impuls de a te ruga să ne și cânti ceva și lăsându-te cumva purtat de momentul acesta în care suntem cu toții împreună, ce-ți vine să cânti? Hey, da, dacă mă întreb ce vine să cânt, o să mă blochez vreo jumătate de oră. Dar e așa ceva foarte simplu. Orice, nu poți să cânti orice, contează. Măi Simona, măi Dumitru, măi Cătăline, măi, cântatul este ușor, vocea e la purtător, măi. Mulțumesc frumos, Alex. Acum, revenind la Nicu și la modul în care simți tu, Nicu, atunci când cânti, mi-ar plăcea foarte tare să știu ce este în tine, ce e în sufletul tău atunci când ești în fața noastră. Hai un pic să o luăm din altă parte. De la început aș vrea să preiau mingea care ne-a pasat-o Cătălin. Aceea că ceea ce diferențiază muzicienii este cum aud ei. Numai că aici este un fel foarte aparte de auz. Pentru că una este auzul celui care ascultă muzică. Da, el aude sunetul, care ceea ce îi dăruiește o grămadă de chestii. Și alta este auzul celui care trebuie să facă muzica. El trebuie să preaudă cu o fracțiune de milisecundă, ceea ce după aceea va fi sonor. Și aici am avut
într-un fel, dacă vrei, uite, îl invidiez din suflet pe Cătălin și cu atât mai mult pe Alexandru. Voi sunteți incomparabil mai liberi decât un pianist clasic. Care este esența? Uite, de exemplu, eu mă decid, Nicu Dumitru, să fac un recital, da? De pian. Bun. Și eu mi-aleg un program. Eu lucrez, deci, pur și simplu ca să învăț piesele din acel program și ca să le aduc la un anumit nivel calitativ când mă pot prezenta în fața unui public, îmi ia cel puțin 9 luni de zile, dacă nu mai mult. 9 luni de zile ia în momentul în care tu comunici non-stop, permanent cu instrumentul și ponderea timpului de studiu în ziua lumină, nu există zi de lucru la muzician, în ziua lumină, cât nu dormi, este, să zicem, 70%. Și 30% e familie, job, nu știu ce. E, altfel, timpul este mult mai lung, dar nu asta contează. Deci, practic, eu preiau un material care nu este al meu, da? Bach, Schumann, Chopin, Beethoven și așa mai departe. Muncesc de-mi sar capacele cel puțin 9 luni. De aici, răposatul meu profesor, care a fost un pedagog colosal, îmi spunea, zice, ține minte, un program nu este un set de piese care le prezinți, ci este un copil pe care tu îl naști și pe care tu trebuie să-l naști la 9 luni. În cel mai rău caz, la 7. Dacă e la 8 luni sau la 6, e jale. De asemenea, nu poți să-l ții peste 9 luni pentru că se întâmplă chestiile care se întâmplă. A fost una din primele mele experiențe de parenting oferite mie. Și după aceea, iată, eu ies pe scenă, eu sunt în fața voastră. Și în fața mea apare următoarea problemă. Dom'le, ce drept am eu să ocup 90 de minute din timpul acestor oameni? Ceea ce am cântat, ceea ce voi cânta eu, s-a mai cântat de mii de ori și cel puțin de sute de ori de către pianiști mari și foarte mari. Deci, într-un fel, ceea ce fac eu este ceva redundant, da? Puneți mâna pe orice înregistrare, slavă Domnului, ai internetul, ai YouTube-ul, găsești orice. Vrei interpretarea sonatei apasionată de către Sviatoslav Richter în 64, poftim, o ai acolo. Dar la un moment dat am înțeles un lucru și nu o să intru în detalii prea mult, că nu vreau să ocup timpul. Ceea ce face muzicianul este transmitere de energie. Alegând acel program și conectându-ne la acele piese, de fapt noi nu transmitem emoții sau gânduri sau ceva, ci noi devenim intermediari între acel creator și ascultător. De aceea nu vor muri niciodată concertele live. Oricât de perfecționate vor fi mijloacele tehnice, poți să pui holograma acolo care se va auzi perfect, dar lipsește un lucru. Lipsește conductorul între divinitate, căci prin divinitate ajunge această muzică la noi, și public. De aceea, în momentul în care revin, în momentul în care eu cânt, eu trebuie să merg ca pe o muchie de cuțit între acea stare, deci eu trebuie să fiu compozitorul acelor piese. Eu trebuie să mă simt atât de bine în ele, de parcă eu le compun în momentul acela. Eu trebuie să mă uimesc în fiecare clipă. Eu trebuie să transmit, nu, atenție, nu să spun, ci să transmit. Wow, ce minunăție! Această minunăție este acum creată. Cătălin și Alex au privilegiu că ei le creează, sunt ale lor. La mine nu sunt ale mele, sunt ale marilor autori. Dar aici intervine acest dans al sufletului în care noi creăm împreună această muzică. Eu prin faptul că am muncit la notele respective,
și vi le transmit vouă, iar voi prin faptul că sufletele voastre vibrează pe ele și din momentul acela se stabilește acea comunicare de dragul căreia muncește un pianist concertist. Acum, sincer, pentru ce credeți că dedicăm noi 90% din energia noastră interioară, chiar dacă nu e din timp, acestui lucru pentru notorietate, pentru onorarii, pentru carieră, 99% din cazuri sunt total nesemnificative pentru că nu valorează. Dar pentru acele o oră jumate în care eu dansez cu un public, în care eu îi transmit, comunic acest lucru și primesc de la acel public energia de răspuns, asta face absolut tot efortul și tot drumul pe care îl parcurgem și îl reparcurgem la realizarea unui program, recital, concert și așa mai departe. Dar visul meu ar fi să pot să ies în fața unui public și să transmit acel flux de improvizație, uite cum face Keith Jarrett, de exemplu, de improvizație în care eu mă abandonez unei muzici pe care o dăruiesc publicul. Ăsta este marele vis care, dacă se va îndeplini sau nu, e altă poveste. Mulțumesc frumos și da, se simte într-adevăr atunci când tu ca și muzician te bucuri din plin de acel moment, o simt și eu, o simt și cel de lângă mine atunci când suntem în concerte. De-a lungul vieții, în ceea ce mă privește, am remarcat că stările mele se pot schimba în funcție de muzica pe care o ascult, în funcție de genul muzical. Cu siguranță, așa cum precizai și tu, Nicu, mai devreme, și într-un concert live, eu, de exemplu, muzica simfonică pot să o ascult doar live, prea puțin pot să ascult înregistrări și mă pot bucura de ea atunci când sunt în concert. Și am văzut acest efect minunat al muzicii asupra mea și eram curioasă dacă și voi ați experimentat pe propria piele și dacă, adică cu siguranță ați experimentat-o, dar aș vrea să-mi spuneți dacă au fost anumite momente, nu știu, poate ați fost într-o perioadă în care ați suferit și ați remarcat cum muzica v-a schimbat profund ceea ce simțeați atunci. Sau atunci când lucrați cu anumiți oameni, v-au spus la rândul lor, uite Cătălin sau uite Alex, tocmai a murit cineva în familie și doar pentru că am fost la tine la concert m-a făcut să văd și să simt altfel viața. Acum, aș vrea, cine își dorește să răspundă la această întrebare, să intervină? Eu. Da, chiar ascultând întrebarea, deja mi-a venit o imagine, un răspuns. Într-o zi, acum câțiva ani, am avut o lecție cu un saxofonist care mi-a spus că mă admiră foarte mult pentru ceea ce fac și care mi-a spus că el a văzut primul concert cu mine acum vreo, nu știu, 15 ani, ceva de genul ăsta, și că în seara respectivă, ascultând, fiind acolo la concert și fiind copleșit de ceea ce se întâmplă pe scenă, și de felul în care cântam eu, a rămas în clubul respectiv de jazz până dimineața și a băut în continuu de supărare. Când am auzit povestea asta, sincer, pe lângă faptul că el, să spunem că ideea poveștii este cumva admirativă, adică, domne, ce bine ai cântat, în noaptea aia mi-am băut mințile. M-am întristat foarte mult, pentru că mi-am dat seama ce efect poate avea muzica pentru unii atunci când intervine ego-ul
și intervin anumite lucruri care n-au nicio legătură cu muzica. Și că fără să vrem, pentru că suntem oameni și avem și părți strălucitoare și părți întunecate, dacă într-o poveste atât de frumoasă și de generoasă și de divină, cum a spus mai devreme Nicu, intervine factorul uman la acest nivel, lucrurile pot fi chiar destructive. Și de asta pot să spun despre mine, că am avut o perioadă în care ego-ul meu era uriaș și în care mi-am dat seama că sufăr foarte mult din cauza faptului că aveam anumite așteptări de la viața muzicală care nu veneau și nu găseam explicația de ce nu vin. Și în timp mi-am dat seama că, de fapt, ego-ul meu era cel care îmi stătea în cale, practic. Și mi-am dat seama cât de sincer și onest și de frumos poți să te bucuri de muzică atunci când renunți la ego-ul tău, atunci te poți bucura de orice muzică valoroasă și te poți bucura și de un muzician care este mult mai bun decât tine, care este genial și îți dai seama că este genial. Și tu probabil că mai ai de parcurs niște pași, poate spirituali, poate nici măcar foarte practici pentru a ajunge acolo. Și asta se poate întâmpla cu muzica, să fie foarte puternică și contează mult în ce direcție alegi să se îndrepte această energie. Pentru că vorbeai mai devreme despre ego, am o curiozitate. Ce anume simți că te-a ajutat să topești din el sau să-i reduci vocile? M-a ajutat foarte mult să descifrez codul muzicii care conține exact substanța sau antidotul de care ai nevoie pentru a depăși acest stadiu limitat de egocentrism sau de a te uita la tine ca un ca cineva care trebuie să aibă succes. Succesul, din punctul meu de vedere, este ceva foarte relativ și pentru mine acum cel mai mare succes este, cum spunea și Nicu, să ajungi după o anumită perioadă de timp în care ai investit energie și frumusețe în ceea ce faci, să te întâlnești cu oamenii cărora ai putut să le oferi această experiență și să simți că acel moment s-a întâmplat. Și muzica și faptul că am continuat cu muzica și am început să o înțeleg și să-mi dau seama de măreția ei, mai presus de ego-ul muzicianului, asta m-a ajutat să realizez că pot foarte ușor să renunț la el și dacă trebuie să renunț la ego ca să am mai mare acces la muzică, de ce să nu o fac? Și am făcut-o, cred. Da, și eu sunt de părere că atunci când renunțăm la ego, și eu am momente în care îl pun în față, momente în care îl retrag, îl pun undeva în spate de tot, chiar reușesc să mă bucur mai mult de ce se întâmplă. Mă pot conecta mult mai bine cu oamenii. Întrebarea era lansată pentru voi toți. Ce experiențe puternice ați avut cu muzica care v-au schimbat vouă starea sau celor pe care îi cunoașteți, care v-au ascultat pe voi, dacă mai vrea cineva să împărtășească? Aș vrea să spun eu o poveste. Apropo de ego. Ego-ul e o entitate foarte perversă care nu se manifestă pentru că suntem noi egoiști, ci el se manifestă din cauza condiționărilor sociale în care ne aflăm. Mari muzicieni
au fost cu toții, fără excepție, dar foarte disimulat. Au fost niște mari asceți. Uitați, acum vorbesc cu o grămadă de oameni, domnule, unde e creația, unde e Chopinul secolului 20? Și unde este Rahmai, unde e Liszt? Și întreb, auzi, tu știi la câți ani a murit Chopin? Păi da, la 39. Și ești dispus? Vrei? Vrei să arzi ca el și să mor la 39 de ani, sufocându-te, Doamne ferește, că e cu COVID-ul afară? Nu. Păi atunci, despre ce vorbim? Deci, aptitudinea pentru această asceză interioară, puteți veni cu o grămadă de contraexemple. Uite, domnule, Richard Strauss a fost un compozitor colosal care puțea de bani și așa mai departe. Da, dar el și-a asumat o renunțare interioară la un confort pentru a face acea muzică. Da, putem să vorbim despre Wagner, care era un porc și o jigodie, care lua împrumut bani de la toți amicii săi și după aia nu numai că nu-i dădea înapoi, dar le mai și spunea, băi, ești un tâmpit că tu mi-ai dat bani împrumut? Păi, dar ești un bou, mă! Păi ce-i vina mea că ești un bou? Dar noi rămânem prieteni, pentru că ție-ți place de mine, pentru că eu sunt Wagner. Dar eu nu cred că mi-aș asuma acea tortură interioară și agonie și extaz pe care și le-a asumat Wagner parcurgând toată Valhalla aia lui și toți Nibelungii și tot Parsifalul și așa mai departe. Îmi aduc aminte de un moment când eu l-am ascultat pe viu pe Sviatoslav Richter, care a fost un pianist uriaș. L-am ascultat la bătrânețe, cred cu câteva luni înainte, nu, cu vreo 2 ani înainte de a muri. Cânta la o școală de muzică. Deci, vă puteți imagina la o școală de muzică. S-a aflat în toată Moscova că pe data de la școala de va cânta Sviatoslav Richter. În jurul școlii acelea tălăzuia o mulțime de mii de oameni care vroia să intre într-o săliță de 300 de locuri. A dat Dumnezeu și am intrat. Și în momentul în care omul acela a intrat pe scenă, deodată am simțit cum mi se pune nodul în gât înainte ca el să înceapă să cânte. Ceea ce a cântat el, din punct de vedere tehnologic, nu era mare brânză, erau poloneze de Chopin. Dar de la prima la ultima notă, deodată a fost exact, uite cum ai spus tu, ca apa aceea care te învăluie. Dar practic s-a deschis o lume către o altă dimensiune. E, uite, în acest moment eu am simțit că am înțeles niște lucruri și că în fața muzicii te smerești ca în fața divinității. Că dacă nu, te va smeria pe tine. Dacă tu nu te smerești în fața lui Dumnezeu, Dumnezeu spune, bine, ok, fă cum vrei. Eu sunt un gentleman și mă dau la o parte și te las pe tine să faci cum vrei. Dar vei suporta consecințele. Nu poți să ai și scroafa în curte și cârnați în pod. Nu poți și să faci cum vrea mușchii tăi și să fii după aia Boier Bibescu, pentru că din momentul în care ieși de sub acoperământul divin, intri în legea karmei. Nimănui nu-i place legea karmei, oricât vor spune. Din momentul acela intri în legea talionului, dinte pentru dinte, și fiecare acțiune a ta va provoca o reacțiune care în cea mai mare parte din cazuri nu e plăcută. De aceea, sau renunți la ego și atunci poți merge în lumina divină, sau nu renunți la ego și atunci plătești de regulă prin dezintegrarea proprie. E părerea mea. Nu zic că, domnule, uite, asta așa este, este ceea ce am înțeles eu legat tocmai de ego și de momentele prin care ești ajutat să te curezi de el. Știu că tu lucrezi cu oamenii și îi ajuți să treacă dintr-o stare într-alta prin anumite exerciții
Și mi-aduc aminte că una dintre zilele mele de naștere le-am făcut chiar alături de tine și mi-am invitat atât prietenii cât și rudele care aveau și undeva în jur de 50-60 de ani, adică exista o mare varietate de oameni. Și a ieșit un eveniment foarte, foarte frumos, pentru că prin muzică s-a creat o stare deosebită între noi toți și toată lumea a acceptat ce s-a întâmplat acolo. Și tu ai această abilitate de vii cu anumite exerciții, faci anumite lucruri cu oamenii și îi ajut să treacă peste anumite stări. Dacă ai putea să ne arăți astăzi practic ca să vadă și cei care ne urmăresc acum. Da, adineaori mă gândeam și eu la acea întâlnire și ce mult curaj ai avut tu nevoie ca să propui prietenilor și familiei. Dragilor, de ziua mea nu mai facem cum se face. Mergem undeva și cântăm și... Da. Păi, în primul rând, stresul și grijile și cruntările ne... Așa văd eu lucrurile, ne blochează pe noi oamenii din a curge, din a fi natural, din a da fără măsură cei mai buni din noi, din potențialul nostru natural, fără să fabricăm ceva anume. Cum și Nicu, atunci când naște un copil de Chopin sau de Strauss după 9 luni, el interpretează acolo, el pune și tot ce are el mai frumos și mai prețios în interiorul lui. N-are nimeni cum să cânte acea piesă așa cum o cântă Nicu. Și aici revenim la dificultatea asta umană, în a accepta cum suntem, în a accepta situația, că eu n-am 2 metri, sau că n-am părul drept, sau că nu sunt expert în astronautică. Și toate astea. Și atunci, prin exerciții foarte simple, care pot părea uneori așa foarte primare. De exemplu, vă amintiți cum toți bunicii noștri, dacă erau la țară, mai ales după o zi lungă de muncă, oftau și făceau: "He, he, he, maică, he, he, ce greu a fost azi la prășit. Uhu, a bătut soarele și Margareta a venit cu fasolea. He, he, de-abia după ora 3, că nu știu cu cine s-a luat la vorbă. He, he, he." De exemplu, oftatul ăsta pe care mulți ne-l cenzurăm, cum e cu strănutatul sau cu tușitul sau... Oftatul ăsta am observat că e foarte puternic, pentru că dacă îl faci nu doar așa ca să, nu știu, să pară într-un fel, îl faci că așa îți vine și accepti asta că îți vine să oftezi. A, domnule, în momentul ăsta am niște griji, am responsabilități, mă pregătesc pentru un concert, am o rată la bancă, vreau să mă duc până în Tenerife și nu mai suport situația asta. Chestii de genul ăsta. Și atunci recunosc încărcătura asta pe care o am în momentul ăsta și fără nicio reținere oftez.
Și în momentul ăla chiar simți cum sunetul ăsta merge prin interior și acolo unde lași tu, acolo unde te deschizi, sunetul ăsta al propriei voci, nu altceva, ajunge și parcă mai curăță un pic, mai detensionează un pic, mai la nivelul ăla de mușchi, de oase, de ligamente, mai duce un pic din tensiune, la nivelul ăsta somatic. Și așa încurajeze oamenii să înceapă să cânte. Chiar dacă au poate pretenții să fie soliști sau asta e treaba lor. Eu pot să-i ajut din direcția asta de a ne recăpăta dreptul ăsta de a scoate sunete, de a fi noi înșine. Și a fi noi înșine înseamnă automat, pentru că avem vocea asta, înseamnă automat să scoatem sunete. Cum sunt copiii, se joacă cu sunetele, se joacă extraordinar. Și în felul ăsta putem să ne eliberăm de foarte multe blocaje psihologice. Că, de exemplu, atunci când exprimi, nu? Printr-un oftat sau printr-un țipăt sau printr-o exclamare de bucurie, nu? N-ai cum să faci aia și să te prefaci în continuare că nu, domnule, nu e așa. În momentul ăla când chiar o faci, și ceilalți simt asta, că tu chiar te arăți în momentul ăla. Nu o faci așa pentru imagine sau... Și atunci se spulberă niște bariere. Ziceau și foarte frumos mai devreme Cătălin și Nicu. Toate încorsetările astea care țin de ego și de armurile noastre și că noi credem că e bine să fim într-un fel, dar potențialul nostru e mult mai divers și mai inteligent și mai adaptabil la situația din jurul nostru în momentul ăsta. Deci oftatul ăsta și producerea intuitivă și instinctuală de sunete, pentru mine, atunci când ne observăm interiorul și simțim că opa, s-a acumulat un pic de tensiune, parcă respir mai greu, ok? Și dintr-o dată, ca prin minune, atât cât ne dăm voie să lăsăm să plece, să nu ținem cu dinții de nu, că eu fac aici o chestie grea și important să rămână grea și să vadă oamenii că transpir. Dacă ne relaxăm foarte ușor prin sunet și prin muzică și prin orice fel de instrument și orice fel de manifestare, ne ajungem la o stare de armonie, de echilibru, de împăcare. Că atunci când te arăți tu față de tine și față de ceilalți, așa cum ești, dispare aproape tot stresul, nu? Nu mai ai ce să faci. Pentru ce? Care e sensul? Mulțumesc! În timp ce ne explicai cum să facem, am făcut și acest exercițiu. Într-adevăr, cred că mulți jucăm rolul acesta de supereroi, putem, dar parcă se simt niște tensiuni pe aici. Și într-adevăr, dacă cei care ne privesc ar face acest exercițiu și ar scoate din tot sufletul acest oftat, într-adevăr. Se simte cum se topesc toate cele printr-un exercițiu atât de simplu. Doar să-l facem. Și deja îmi imaginez oamenii în timpul ședințelor la un moment dat să scoată acest oftat și să vadă că pur și simplu se schimbă starea, se schimbă vibrația, energia acelei întâlniri. Și pentru că l-am văzut pe Cătălin nerăbdător să implice și el cu sunete, o să-l invit să aducă și el în acest spațiu al discuției noastre sunetul.
Mulțumesc, Alexandru, mulțumesc pentru ideea cu oftatul. Am încercat-o și eu în timp ce povesteai și mi-a plăcut faza aia cu Tenerifele. Așa că o să oftez și eu. Ce mi-ar fi plăcut să fiu în Caraibe acum. Da. Apropo de ce ai povestit tu mai devreme, și de felul în care descătușăm anumite energii care sunt în noi sau anumite blocaje prin voce, prin faptul că exprimăm ceva. De asta și vorbitul e atât de important, dar de multe ori pur și simplu sunetele așa instinctive, necontrolate sunt o terapie foarte bună. În ultimii 2 ani am locuit în Mexic și Columbia și acolo am cunoscut destul de, nu zicem mulți, dar foarte interesanți, oameni foarte interesanți și niște vindecători cu diferite direcții și am cunoscut pe unul dintre ei care chiar folosea cântul ca și terapie și la un moment dat făceam niște cercuri de bărbați în care știm foarte bine că sunt foarte mulți bărbați care nu cântă, nu dansează, nu se exprimă, nu se bucură, nu fac foarte multe lucruri. Și în acest cerc de bărbați, tocmai asta era unul din exerciții, să scoată fiecare anumite sunete. Unele erau sunete animalice de furie, de agresivitate. Altele erau sunete de păsări. Tot felul de sunete care te pot face pentru cineva care se uită de afară și nu face lucrurile astea, te vezi ridicol, să zicem, penibil. Deși în momentul în care o să încercați, voi cei care vă uitați la noi, o să vă dați seama ce efect puternic și ce terapie puternică este atunci când ne exprimăm prin oftat, de exemplu. Pentru mine, sunetul are o încărcătură foarte mare și contează foarte mult atunci când cânt, intenția pe care o pun în sunetul pe care îl cânt. De multe ori mi-am dat seama că sunetul poate conține fix mesajul pe care îl ai în tine. Am avut momente în care eram furios și cântam și asta se auzea în sunet. Am avut momente în care eram temător și am cântat și asta s-a auzit în sunet. Și am avut momente în care îmi propuneam, și dacă există muzicieni care se uită la, și alți muzicieni care se uită la ce facem aici, în momentul în care te conectezi cu un sentiment de iubire atât de imens și de atot pătrunzător, încât lucrul ăsta te face să nu mai existe niciun fel de ezitare și să transmiți exact ce de transmiți fără greș. Pentru că sentimentul ăsta de iubire pe care îl simt când este infailibil. Nu are cum să dea greș. Și conectează cu toți oamenii, pentru că în fiecare om există iubire. Am găsit acum recent o definiție foarte frumoasă a muzicii, pe care a spus-o, sunt niște vorbe spuse, de niște cuvinte frumoase spuse de Ion Ghiuri Pascu, care sună așa. Muzica este iubirea pe înțelesul fiecărei inimi. Și pentru mine chestia asta, deci e atât de completă această definiție și cumva m-am regăsit foarte mult, foarte mult în ea. Și cred că poți să cânți foarte simplu câteva sunete și cu sunetele astea să spui tot. O să
O să încerc să fac asta acum, dacă tot am pus saxofonul lângă mine, nu doar pentru decor. Nu știu ce o să vă cânt, o să pornesc să cânt ceva liber și o să vedem unde ne duce împreună ceea ce am să fac. Să ne bucurăm cu toții de această terapie prin muzică și să o aducem și în mod spontan, dar și în mod voit de-a lungul unei zile pentru a rămâne conectați aici cu noi și ne. Și mi-ar plăcea la spre final să ne spună și Nicu care este o piesă a lui preferată, chiar dacă nu are posibilitatea în acest moment să ne cânte live, dar o să lăsăm chiar la finalul emisiunii câteva momente din momentele pe care el le-a cântat cândva. Și poate ne spui care sunt anumite piesele tale preferate și care i-ar putea ajuta și pe cei care ne privesc acum să se bucure și să se conecteze la muzica simfonică. Gata. Printre altele, aici ar fi chiar o discuție foarte utilă pentru un om care lucrează în mediul corporate, care are de rezistat la o zi întreagă de lucru la birou, pentru că, după părerea mea, există o corespondență directă între tipul de energie de care are nevoie un om în diferite momente ale zilei și muzica care îi oferă această energie. Dar ceea ce sugerez acum, după ce încheiem întâlnirea noastră, să căutați pe YouTube. Deci ceea ce am simt eu că ar rima perfect cu ce a cântat Cătălin, Otorino Respighi, Nocturna pentru pian. Este o piesă foarte rară, foarte puțini o știu, dar dacă o să o căutați pe YouTube, deci Otorino Respighi, Nocturna pentru pian, vă va spune tot legat de energia acestui moment pentru mine. În ce moment al zilei ai recomanda-o? Aș recomanda-o la apus. Mai ales dacă ai posibilitatea să vezi un apus pe viu. Aș recomanda Nocturna de Respighi. E o muzică superbă. Mulțumesc frumos pentru recomandări. Mă bucur că existați oameni buni și oameni frumoși în viețile noastre. Sper să mai fim împreună în această formulă. Sper că voi, cei care ne-ați urmărit până acum,
ați putut să profitați de ceea ce s-a discutat și de ceea ce s-a întâmplat aici. Să ne revedem cu bine și pe curând.